Astăzi pregătesc urzici, dar le conserv. Cum le fac? Le-am curățat prima dată, le spăl foarte bine în multe ape, după care punem apă la fiert, le fierbem. Deocamdată le spălăm bine. Da, eu le spăl cu mâna pentru că înțepătura de urzică este terapeutică, da? Pentru circularea sângelui în multe ape. Am spălat urzicele în patru ape ca să fiu sigură că sunt bine spălate. Da? Aici le-am pus să scurgă. Aici am pus 2 litri de apă și pun la clocotit și cu o lingură de sare. Și lăsăm să fiarbă apa. Apa a început să fiarbă, acum punem urzicile. Nu puneți prea multă apă pentru că urzicile când fierb mai scad. Și acum le lăsăm să dea în fiert până ce le gust să văd că sunt gata. 15-20 de minute maxim. Urzicile s-au fiert, acum eu le scot din apă, din zeama lor și le pun la scurs într-o strecurătoare, da? Și le lăsăm să răcească. Uitați așa.